Se turează din nou motoarele în războiul din Ucraina pe fondul temerilor că Rusia ar putea pregăti un atac asupra unei țări NATO. Regatul Unit a anunțat că începând cu luna februarie va desfășura mii de soldați în țările din estul Europei. Alături de ei vor fi trimise vehicule blindate, avioane, dar și o forță navală impresionantă. Este cea mai mare desfășurare de forțe britanice din ultimii 40 de ani. But in 2024, I'm determined to do even more. And that's why I can announce today the UK will be sending some 20,000 personnel to lead one of NATO's largest deployments since the end of the Cold War. Exercise Steadfast Defender. It will see our military joining forces with counterparts from 30 NATO countries, plus Sweden, all of which makes this our largest deployment of land forces to NATO in 40 years. 16.000 din cei 20.000 de soldați anunțați de ministrul britanic al apărării vor fi desfășurați pe flancul estic al NATO. Regatul Unit va trimite în Europa continentală și Marea Mediterană, inclusiv avioane de luptă și de supraveghere, precum și portavionul Regina Elisabeta, cu tot grupul său de luptă. Totul ca parte a exercițiului Steadfast Defender, susținut pe un fond tot mai tensionat între statele democratice și cele autoritare. Our adversaries are more connected with each other. For example, we've seen how Iranian proxies are causing havoc from Israel to the Red Sea. That Russia has what the two countries describe as a no-limits partnership with China, with whom they conduct regular joint exercises. Meanwhile, Putin is relying on Iranian drones and North Korean ballistic missiles to fuel his illegal bombardment. De altfel, armata rusă ar pregăti noua ofensivă în săptămânile următoare, odată ce pământul va îngheța în estul și sudul Ucrainei. Ofensiva ar urma să înceapă pe parcursul acestor zile sau cel mai târziu pe 2 februarie. După ce pământul îngheață, iar Rusia va considera că forțele ucrainene au devenit epuizate și incapabile de a-și apăra pozițiile în Avdiivka și malul de est al oblastului Herson. Și comentăm pe această temă cu domnul Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă și analist militar. Bună seara! Bună seara! Cum ar trebui să ne raportăm la această informație? Practic la cele două informații, toată această desfășurare de forțe pusă la cale de Marea Britanie și cealaltă informație îngrijorătoare, cum că Rusia ar intenționa să ar viza, să nu spunem neapărat că ar avea planuri, dar ar viza o țară membră NATO? Aș pleca cu primul discurs și element, pentru că este strategic. Avem în Marea Britanie, prin vocea ministrului apărării, o prezentare a mediului de securitate și un angajament. Ministrul apărării britanic a spus deja ceea ce știm toți, dar a rezumat, pentru că deja devine element de politică de apărare. Inamicii noștri sunt cei cunoscuți numai că acum colaborează între ei. Suntem la o răscruce, ceea ce până acum luam de la sine, în sensul în care am cules beneficiile căderii cortinei de fier și toată perioada asta în care a fost pace. Acum trebuie să investim și să ne angajăm în apărarea Europei. Marea Britanie a trimis acest mesaj, vom fi angajați în apărarea Europei și a menționat și participarea la acel exercițiu și Marina Britanică, ceea ce va face. Tradițional, Marea Britanie este cea care apără nordul Europei, cel puțin ieșirea din spre Oceanul Atlantic, Oceanul Înghețat și Oceanul Atlantic în nord, este un teatru de important pentru NATO. De asemenea, apărarea țărilor nordice, din nefericire aici, la granița de est, Marea Britanie este implicată, va fi implicată militar, terestru vorbesc, pentru apărarea Balticilor, Polonia, aici în sud mai puțin au venit cu aviația și să vedem ce cooperare va fi pe marină. Am reușit să cumpărăm acel vânător de mine din Marea Britanie, poate se relansează cooperarea militară. Cam asta ar fi semnificația primului discurs. La al doilea este o chestiune în același timp la care ne așteptam, dar și de moment. Mă refer la faptul că rușii sunt deja în ofensivă. Această ofensivă va fi
la nivel mai mult tactic-operativ, nu va fi o spargere a frontului și de amploare. Se cam vede unde au acționat, întâi în est, acum acționează chiar de luni la Bahmut și la Avdiivka. Cred că aici vor continua, pentru că în sud au concentrat trupele, în ideea în care să cucerească aceste localități, dacă este posibil să provoace ucrainienilor o situație dificilă pe front. Dar suntem în domeniul mai mult al presupunerilor. Ceea ce este cert este că Rusia este acum în avantaj și că va ataca. Mulțumesc pentru această intervenție, domnule Mateu. Revenim după publicitate. Rămâneți